Bursa locurilor de muncă organizată la nivel național reprezintă o oportunitate pentru toți cei aflați în căutarea unui job. AJFM Olt a demarat acțiunea de contractare a agenților economici dispuși să ofere locuri de muncă. Până la această dată au fost contactați 57 de agenți economici, din care 4 au confirmat participarea, cu un număr de 54 de locuri de muncă vacante, din care 3 sunt pentru studii superioare. Principalele meserii sunt inginer construcții civile, director general, consilier juridic, automatist, maestru construcții, lăcătuș mecanic, instalator apă canal, electrician, agent vânzări, lucrător gestionar și paznic. Angajatorii care încadrează absolvenți și șomeri vor beneficia de o subvenție. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unii susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tinerniți, primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană angajată o sumă în cuantum de 900 de lei cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni. Anul acesta, Bursa Generală a Locurilor de Muncă va fi organizată vineri pe 20 aprilie, începând cu ora 9. Evenimentul se va desfășura în Slatina, la Casa de Cultură a Sindicatelor și la Caracal, în foaierul Teatrului Național.